Nu putem decât să-i urăm mult succes lui Andrei în acest moment, în meciul în care își apără titlul obținut în 2013, titlul pe care l-a deținut până în acest moment. Pe Moises Baute l-am văzut într-o singură seară, eliminând doi adversari amândurora, rupându-le coastele pe aceeași parte, lucru pe care nu-l vezi foarte des în același eveniment. Pe aceeași parte stângă, amândoi adversarii făcuți knockout după lovituri la coaste, lovituri numai cărora coastele au și cedat. Forță foarte mare din partea lui Baute. Sunt tare curios ce strategie va adopta împotriva tancului din Spania, Mr. KO, Andrei Stoica. Andrei Stoica ne-a promis un meci cu scântei împotriva lui Moises Baute. Să vedem ce se va întâmpla în acest meci. Spuneai că deține titlul de foarte multă vreme Andrei. L-a câștigat împotriva lui Andrei Hutnik la Super Combat World Grand Prix 2013 în acea finală. Atunci când i-a și administrat lui Andrei Hutnik primul knockout și un knockout spectaculos. Uite ce rapid este spaniolul. Moises Baute, un luptător cu o tehnică de brațe foarte bună, a surprins pe toată lumea când a trecut de Cristian Ristea în semifinala din Super Combat World Grand Prix din Constanța, ca mai apoi să treacă la fel de impresionant și de Michael Terrill în cadrul aceleași gale. Contra între cei doi. Ritmul este unul foarte bun. Nu s-au tatonat absolut deloc cei doi. Îți dai seama cât s-au studiat înainte acestei confruntări. Se strigă să lucreze și la corpul lui Andrei. Și foarte frumos din colț în momentul în care Baute încerca acel genunchi. Bună dreaptă pentru Andrei. Stăpân pe el. Nu vrea să cedeze niciun centimetru în fața lui Baute. Sub centură. Da, a fost un genunchi sub centură. Trebuie să ducă în colțul neutru. Să vedem și reluarea. Da. Nu a fost o lovitură intenționată însă. Baute țintea abdomenul lui Andrei. Izquierda, mira la izquierda. ¿Qué hay con la derecha y la rodilla?
au început efervescent cei doi, dar ritmul s-a calmat. Au trecut la o luptă mai tacticizată. Foarte aproape să-l prinde cu această dreaptă. A avut însă suficientă distanță Băute pentru a scăpa de acea directă. Meciul interesant până în acest moment. Am văzut. Dacă tot am văzut până acum doi sportivi de la Respect Gym, să nu uităm nici de meciul lui Beni Adegbui din cadrul Galei Glory 18, ce va avea loc pe 7 noiembrie în Oklahoma, Statele Unite. Acolo Beni îl va înfrunta pe Hezdi Gerges. Din nou vedem un început de rundă extrem de efervescent. Schimburi de lovituri foarte puternice. Andrei cu spatele acum. Moises Băute cu mănușile albe în planul îndepărtat. Bun croșeul de stânga. În sfârșit intră lovitura pentru Andrei Stoica. A văzut bine pentru Băute acea deschidere Andrei și a profitat. Avea dreptate. Băute are și puncte slabe, chiar dacă este comparat de către Andrei cu un tank, spaniolul. Încearcă să-l lucreze și la corp. Băute. Trebuie să plece de acolo Andrei. O face în cele din urmă. Băute însă își reia atacul. Și mulți suporte în sală pentru Băute. Am intrat în ultimul minut din cea de-a doua rundă. Și avânt și atacă. De fiecare dată face acest lucru Moises Băute. Continuă să avanseze. Vrea să puncteze. Vrea să-i spargă garda lui Andrei. Croșeu bun și la corp din partea lui Andrei. Tot aud pe antrenorul lui Băute că trebuie să forțeze că adversarul s-a înmuiat. Nici de departe. Îl văd pe Andrei stând foarte bine în privința resurselor de energie. Andrei a părut că are de fiecare dată un antidot. A reușit să-ți scape din colț, cumva să-l evite pe Băute și chiar pe deplasare, pe retragere, lovindu-l pe acesta. Ultimul asalt, cea de-a treia și ultima rundă în joc, titlul Super Combat la categoria Super Cruiser. Da! Knockout! Cât de frumos l-a prins pe Băute cu această lovitură. Nu se mai ridică de acolo. Deja fratele său Bogdan și Alin Panait au intrat în ring. Excepțională performanța lui Andrei Stoica. Nu degeaba îi se spune Mr. KO. În continuare probleme foarte mari pentru Moises Băute. Perfect, perfect a fost acea lovitură. Excepțional final de ediție Super Combat aici
în Elveția, la Geneva. Fericire maximă pe chipul lui Andrei. Da, merită tot respectul nostru și toată admirația. Un adevărat campion. Intră și fratele său în ring să-l felicite. Păcat de faptul că Bogdan nu a avansat în final. Cât de frumos. Uite, de aici o să vedem mai bine. Croșeu de stânga. Direct în bărbie. Și în continuare campionul Super Combat la Super Cruiserweight, Andrei Mr. K.O. Stoica. Cum altfel decât prin knockout? Nu se putea altfel decât așa. Un meci magnific pentru Mr. K.O. Și un final de ediție Fight Club excepțional pentru toți cei ce au privit această ediție în această seară.